Masonul a fost născut în Italia. Francez. Da. Și-a fondat clubul ăsta mason împotriva bisericii catolice care i-a dat foc lui Copernic, lui mulți științi. Și vreau să zic că secretele tehnologice nu se piardă, el a făcut clubul ăsta mason. Anume, Italia a fost, este fondat organizația asta. E n-are nimic comun cu organizația de azi a masonilor. Absolut nimic. Pentru că eu a fost, pe urmă, seriul ei s-a transferat în Cehia, în Praga. Ei vreau să zic tot tehnologiile, ca să nu se pierd tehnologiile a oamenilor deștepți, le transmiteu prin organizația asta a masonilor, ca să nu dispară. Diferite tehnologii, diferite, acum am un fiecare institut cercetări, are baza lui de date și transformat. Nu încurcați nici într-un caz clubul mason de azi cu clubul mason și cu mason fondatorul organizației. Astea sunt lucruri diferite. Amun, ne uităm la istorie, iar la istorie mă revin. Iisus Hristos, biserica de azi, învățătura lui Hristos. Și ce fac biserici în deasă? Fix așa și clubul mason. A fost fondat cu un scop, el are alt scop. Am eu în toată Europa, în Statele Unite am fost, în Marea Britanie, în Franța, în Germania, pe tot loc am căutat sediul masonilor. Așa ceva nu ați găsit. Clubul masonilor, dacă vreți să-l căutați, asta e Națiile Unite. Și odată cu fondarea organizației este, anume aici se grămădește să fac decizii. Unde și președinte și țară de pus, unde și depus care procuror și politica țării respectivă. Ia că am dat tot răspuns. Mai aveți ceva întrebări? Eu vă răspund. Am întrebări. E simplist. E simplist așa. Națiile Unite nu prea are influență, dar el zice că tot e acolo. Din general, dacă vreți ceva mai amănunțat, eu vă spun. E expert în masonerie. Ei, nu încurcat sediul masonilor odată cu din 1980 a dispărut așa organizație. Eu a fost fondată pe baza templierilor care au făcut cu cruciadele astea care făceau în Europa, în Palestina. Și au furat de acolo o grămadă bani, au furat de acolo sub credința Iisus Hristos al scăpii, nu, și acolo tâmpenii, și furau populația de acolo. Și pe banii ăștia s-au fondat ordinul ăsta templieri. Și o parte din fondurile templierilor s-au transferat la mason. Ca nume el apăra tehnologie, dar templierii au avut conflict cu Vaticanul, anume pe tema asta, a tehnologiei. Gata, ne-am lămurit. În linii generale, eu am spus, nu cei ce promovează mass media, nu cei ce promovează ziarele, eu spun numai factorile istorice. Factorile istorice, dar vă spun, clubul de azi, dacă căutați masonii, asta e Națiile Unite. Și ne uităm la decizii Națiilor Unite, cum au fost fondat Națiile Unite, ce politică promovează Națiile Unite. Dar Națiile Unite sunt 5 țări care fondatoare au drept de veto. Sunt 5 țări care au fondat organizația, au drept de veto. Vreau zic că toate țările trebuie să respecte legile care sunt promovate acolo, dar astea 5 țări vor respectă, vor fac și vor, iau drept de veto. Vreau zic că faci ce vrei. Asta nu-i democrație, azi de un fel de fașism. Cum are? Sau sionism, numiți-l cum doriți. Țara de bandiți, asta și ce nu iubesc. Ne uităm la judecata... Conducerea satanei. Ne uităm la judecata europeană a drepturilor omului. Curtea Supremă a drepturilor omului. Vreau să zic că când se dă omul judecată, de judecată, de pildă, un procuror, un procuror sau un judecător de judecată, nu se acuză procurorul anume, dar se acuză toată țara. Vreau că noi plătitori de impozite, trebuie să plătim și asta tot nu e o judecată, tot e o măgărie. Vreau că nu este învinuit acela care trebuie să ducă răspundere. Judecătorul acela, procurorul acela, prim-ministru acela, vreau zic, el nu-i dus în instanța de judecată și nu-i plătit despăgubiri din contul lui, dar trebuie noi tot noi
trebuie să plătim despăgubirea asta. Asta nu e justiție, asta e o măgărie totală. Când nu duci răspundere, anume acela care este vinovat, dar duci răspundere tot societatea. Dar cu ce ocazie? Eu sunt de vină dacă ei falsifică alegerile. Dacă ei falsifică alegerile, vin la conducere, spun procurorilor, jucătorilor, și am o curte europeană, de fapt, nu se luptă cu corupția, dar ei susține toată corupția asta. De atâta că nu-i pune la dubă anume să-și să plătească despăgubiri vinoveții, dar ne pune tot pe noi și ne-și bate joc pe noi. Bogatul, nu plătește și eu m-am adresat la Curtea Europeană pe tema asta. Nu le-a plăcut băieților tema asta. Dar tu te pierde, nu, nu, că tu te greșești. Ce e tot? Ei nu mine, eu spus, eu ieșit în presă, ei cu mine nu vor să-i de vorbă. Cine-s eu, cine-s